niciuna din îndeletnicirile din antichitate nu are o istorie atât de îndelungată precum ceramica. De la primele recipiente modelate manual ale Mesopotamiei, la frumusețea clasică a vaselor grecești, până la incomparabila finețe a faianței. Data de naștere a acestei arte nu ne este cunoscută, așa cum nu știm nici cum a ajuns omul să aibă ideea de a modela recipiente din lut și a le arde în foc, pentru a le face rezistente la apă. Ceea ce știm însă este că, deși lutul fusese utilizat cu mult înainte în scopuri arhitecturale, istoria ceramicii începe în Neolitic, cu prima piesă din lut arsă intenționat. Ce a urmat a fost una dintre cele mai pasionate aventuri ale umanității, care au marcat primii pași la început timizi în constituirea unor tehnici de producție și decorare a ceramicii, ce aveau să fie transmise și rafinate timp de milenii. Iar olăritul a reprezentat și reprezintă activitatea de bază a acestei arte a frumosului, specializată prin posedarea unor procedee tehnice de modelare a argilei în scopul obținerii diverselor produse de ceramică, care erau și sunt până la moment utilizate în gospodărie. Olăritul pe teritoriul Moldovei a inclus și fabricarea oloanelor, a cărămizilor arse pentru construcția locuinților. Vase de ceramică arsă sunt găsite și apreciate până astăzi ca documente arheologice, în baza cărora se fac concluzii despre cultura vechilor civilizații. Olăritul are o istorie milenară, care din cele mai vechi timpuri asigură comunitatea și piața cu obiecte de ceramică. Anume, acest gen de activitate a fost îndrăgit de mic copil și de către Iurie Cucuietul. Aș spune că acest meșteșug este cel mai vechi meșteșug din toate meșteșugurile care sunt în viața noastră. Și cu acest meșteșug aș spune că chiar de pe băncile școlii, când eram la țară și era lut undeva într-o râpă și de acolo modelam, dar nu știam ce modelam. Deci era o pasiune care n-avea școală. Și după ce am terminat școala de pictură, unde aveam de acum fundamentul desenului, și de la facultate am început acolo să studiem pictura, grafica, sculptura și acest modul ceramică. Unde am fost foarte frapat de acei meșteri care ne predau acest meșteșug, acești profesori, și iată am îndrăgit încă de pe băncile facultății, să spunem așa mai bine. După absolvirea facultății în anul 1989, și-a început activitatea sa la Liceul Mihai Eminescu din orașul Drochea, ca profesor de educație tehnologică, unde și până acum altuiește cu mult har discipulilor săi dragostea față de acest meșteșug. Mai mult de 15 ani este meșter popular. Lucrările sale sunt cunoscute în mai multe țări ale lumii. De câte ori eram invitat la expoziție, de câte ori vedem multe lucruri frumoase care îmi păreau că eu știu mai mult decât acei meșteri. Când mă aduceam, era invers. Deci omul că trăiește se învață și tot moare neștiind nimic. Deci târgurile ne dădeau un schimb de experiență între meșteri, fie chiar și în diferite genuri, fie lemn, fie ceramică, fie piatră, însă aceste târguri ne-au dat o școală mare și deci schimb de experiență, unde noi ne pare că stăm între acești patru pereți, știm una, dar când te duci la târguri, acolo este o piață de desfacere a meșteșugarilor, unde noi luăm, adică purăm meseria unul de la altul. La câte expoziții până la momentul ați participat? Deci 5-6 expoziții pe an, hai să spunem vreo 15 ani,
este o leacă de timp. Dacă am spune unde am fost eu, deci mai în România și în Moldova, dar lucrările mele sunt majoritatea țărilor europene, sunt chiar și peste ocean, chiar și în America. Deci sunt niște lucrări frumoase, dacă aș spune eu. E ceramică așa mai modernă, dar cu ceramica mai modernă și facem și tradiționale, oale, ulcioare, burluie. Însă, dacă am spune noi despre România, cel mai mare târg care se face în luna iunie-iulie este târgul Cuteni de la Iași, deci unde vin peste 200 de olari. Iată, acolo, într-adevăr, este ce vedea, ce învăța și pe urmă urmează târguri de la Rădăuț în luna august, de la Gura Comorului. Țara este mare, acolo este târguri în fiecare duminică. Modelarea unui vas începe de la un boț de lut. Se face manual pe așa numita roata olarului, care este unealta principală a olarului, trecând mai apoi la o formă conică, cilindrică, până când vasul capătă o formă remarcabilă prin propriul vocabular decorativ al meșterului. Te așezi la roată, trebuie să cunoști foarte mult. Deci eu am avut nevoie de un an de zile ca să ridic o lucrare frumoasă. Este greu, dar dacă îți place, totuși reușești. Trebuie să ai multă muncă, să depui foarte multă muncă și să îți placă. Dacă nu îți place, nu te mai așeza să faci. Dintr-o parte e frumos, dacă te așezi, fii cât altceva. Împodobirea vaselor Iuri Cucuietu o realizează prin diferite procedee tehnice. Una dintre modalitățile de ornamentare este metoda de înfrumusețare prin adâncituri, care se fac cu un cuțitaș special în timpul modelării vasului umed. Astfel se obțin linii curbe sau drepte în câteva rânduri. Se mai decorează și se împodobesc vasele fiind deja uscate prin multiple procedee tehnico-decorative, care este rezultatul diversității formelor artistice. În Republica Moldova, arta olăritului este foarte puțin practicată comparativ cu secolele trecute. Tradițiile se mai păstrează datorită unor meșteri entuziaști. Aș vrea să vă întreb, de unde vă inspirați pentru a confecționa toate aceste obiecte? De unde m-am inspirat? Deci chiar de la aceste târguri mă inspiră. Pentru că văd ceva forme noi, văd ceva meșterne, cu alte gânduri, cu alte idei. Și de aceea, când am început cariera mea ca profesor, mai ales în modulul CER, am început cu un cuptor mic. Acum ne gândim să luăm un cuptor mai mare, să modernizăm roata, numai nu știm cum. Iată, sunt problemele, dar dacă nu este cu ce, avem mâinile noastre sunt tot timpul la îndemână, unde putem să modelăm chiar și manual, nu numai decât la roată. Este metoda prin turnare în formă, este metoda manuală, așa că ne descurcăm noi. Vasele de ceramică dintotdeauna satisfăceau și satisfac până în prezent anumite cerințe ale modului de trai și corespunde ocupațiilor populației. Erau destinate păstrării produselor, preparării bucatelor, transportării lichidelor, serveau și servesc drept piese decorative și jucării. Deci fiecare localitate, iată dacă mă duc la Iași, deci la târgul de Iași, acolo oamenii preferă diferite statuete, deci personaje din povești, cu diferite fiețe de moșnegie, de babe, de copii interesanți. La zona de la noi, în Soroca, dacă am mai des târguri, acolo preferă oalele sau preferă burluile. Știți, fiecare zonă are al lor, sunt ai mei clienți, de pildă, să spunem, care iubesc diferite genuri. Nu pot să mă duc la Soroca cu niște statuete care lor nu le este interesant. Le interesat să vadă oala sau iată
pentru măcinat macul este, deci, un vas care se macină mac, care este întrebat. La ziua vinului la Chișinău sunt întrebați, pentru că sunt mai mulți orășeni, întreabă suvenire, deci să fie o ceramică mai modernă. În zona Gura Humorului, deci acolo este umorul, deci în luna iulie, acolo sunt iarăși din nou diferite personaje care au umor. Iată așa este. Producătorii se deosebesc prin tehnica și tehnologia folosită, forma obiectelor și decorul aplicat. Însă Iuri Cucuietul se mai deosebește și prin altoirea discipulilor săi, dragostea față de această veche îndeletnicire, tradiții populare și promovare a bogatului tezaur cultural. Să vă întreb, câți discipuli aveți care v-au urmat calea? Până când cunosc trei care mi-au urmat calea, adică nu numai decât să fii ceramiști, sunt și buni sculptori, sunt și buni pictori, sunt chiar și stomatologi care datorită acestui cerc știu a modela în stomatologi dinții sau nu știu ce acolo, care vin și spun, domnule profesor, mulțumim că m-ați învățat a modela. Acum în, de față am, iată chiar sunt mai băieți care... Anul acesta am luat și fete, niciodată n-am avut fete și de anul acesta am și fete care cu bine, care cu foarte multă bucurie, cu mult entuziasm lucrează. Dar clasa nouă, iată, e ultimul an și care sunt un elev chiar astăzi, este la cerc, Cristi Moroșan, deci l-am cunoscut întâi din clasa 5, care deodată mă bucur că sunt unii elevi care fac mai bine decât mine. Deci asta este și rezultatul meu, pentru că dacă am fi la un nivel, tot nu chiar bine, dar ar trebui cineva să fie mai mare decât profesorul. Și am și mai mici, iată, clasa 6, clasa 5, care pe dânsul învăț badea, adică cum badea. Uite, du-te la badea să vezi cum face. Deci noi, specialitatea nu se învață, ei se pură, se uită cum modelează un coleg mai mare și acest mai mic îl copie și pe urmă vin ideile lui. Principalul ca să primii 2 ani trebuie să cunoști tehnologia lutului, tehnici și de prelucrare și pe urmă vin și ideile și tot acela. Ceramica este arta și tehnica de fabricare a obiectelor prin moderarea lutului și arderea lui. Această artă este veche, îmi place foarte mult această activitate. Ceramica este pentru mine ca un hobby. Venind aici, orice fantezie, orice gând, orice idee, o redau prin, o expun prin modelarea unui lut. Dintr-o bucățică de lut, fac o mică capodoperă. M-a inspirat. Încă de când eram mic, modelam din plastilină. Îmi plăcea foarte mult să modelez, iar spunându-mi prieten că el frecventează ceramica, am dorit și eu să o frecventez. Succesul afacerii depinde în mare măsură de alegerea corectă a argilei și formarea ei pentru modelare, care determină obținerea unei mase cu însușiri plastice dorite. Această materie primă de bază se găsește peste tot în Moldova și nu costă nimic. Este un acces liber. De aceea și prețul la obiectele din ceramică este destul de accesibil pentru cumpărător. Însă, cu părere de rău, obiectele din ceramică la noi sunt comercializate numai la târguri și expoziții, care sunt organizate nu atât de des. Iurie Cucuietul are un vis care își dorește foarte mult să se realizeze. Să nu uităm de valorile și tezaurul nostru cultural. Știți, pe viitor, cam greu îl văd eu viitorul, dar îl văd. Aș dori ca deschiderea graniței către Europa și chiar către Rusie, că aș dori și în Rusie să fac o expoziție. Iată ce-mi doresc eu.